Salutare guys și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Redemul, dar care? Mai are atenție. Cel multiplayer. De ce? Pentru că după o lungă zi în care am stat și am povestit, mă rog, cu Sirec, bată cu scripturile și în alta, că Blue era clar că nu va accepta nimic, că na, cam atât de pate capul. Am stat și am povestit cu Sirec și vă voi pune pe cam pe aici. De la început, undeva am povestit tot, dar am dat voi așa încetuc, știi? Așa, mai oprit, mai cu slow motion, mai cu cu una alta. I-am explicat despre ce e vorba, am explicat că, bă, uite-te ce s-a întâmplat, de ce se întâmplă treaba asta. Și faza, și acum am scris că dacă o apucat să vorbesc cu Geveto, dacă ai apucat să ajungi până la partea în care am zis că, bă, o stăm și o să povestim și un alta, că au zis că nu, o să dea un mesaj și apoi o să vadă, știi? Și na, acum ar fi că, păi nici nu interesează și chestia de cine. Hai să vă zic o chestie. Am primit acest anunț care nu are nicio legătură cu despre ce e vorba, dat de fondatorul de pe West Frontier. De a, ca să știți, o mică schemă de la mine. Comunitatea CFX e pe Redem, e combinată cu acest Sirec. Sirec bagă în scripturi o mică schemă în care împreună cu fondatorii pe România, cât acum se și vede și ea străini, dacă înjuri fondatorul, dacă dai cu hack-uri, dacă faci troll, te poate bana global încât să nu te mai joci, adică ți-a dreptul la te mai juca. Da? Bun, asta ar mai ce fix-ul, adică modul, nu și redemul, pentru că pe aici sunt mai mulți scripteri cam diferiți. Deci, ce vreau să zic, să mai merite jucat Redem? Tot timpul mi-am pus întrebarea, bă, dar streamerii de ce nu promovează Redem, mă? Așa de mult. E, uite de ce. Pentru că ei au știut ceva. Ce au știut? Baza asta. Că un fondator, dacă se scoală lui, pot să fie orice mare streamer. Dacă el vrea să-ți facă troll, o să facem felul următor. Îți dă ban global și nu te mai poți juca pe niciun server. O părere așa după voi? Din cauza băiatului ăsta Sirec, care ci că el are partenerea cu CFX și un alta. Am zis, frate, eu te dau în judecată, adică până la urmă mie e dreptul de a mă juca pe server, pe orice server pe România, adică stai un pic. De ce mie dreptul? Sau mă rog, atât de că n-am dat încă cu hack-ul. Încă. Că până la urmă, știi ce? Știi care e chestia? Hai să fim un pic realiști, odată ce cumperi un hack, primi și spufăre. Știi, adică poți să te ascunzi, poți să faci tot ceea ce vrei. Deci poți să umpli și să umfli un server de la A la Z. Că cam pasă tot, cam asta e schema, știi? De ce crezi că un ban global oprește pe cineva? Să fim un pic realiști. Nu oprește pe nimeni banul global. Dacă tu ai impresia că oprește pe cineva, mi se pare chiar așa, deci o chestie stupidă pe care tu nu o știi. Crezi că dacă creezi script și te dai mare scripter și ai partenerate și așa mai departe, crezi că poți să faci prea multe game stream. Dar nu poți. Știi? Și atunci o să dai tu seama încetoc, pentru că hackerii o să mai deștepți ca tine. Dar hackerii sunt în momentul de față axați numai pe 5M. Dacă hackerii se mută pe Redem, să te ferească Dumnezeu să mai papui, să mai faci ceva. Tu și CFX-ul tău. Pentru că la Redem-ul nu e pregătit. 5M-ul a trecut prin foarte multe perioade pe care Redem-ul trebuie să treacă cel puțin
O minimă de 4 ani de zile. Deci RD-ul aplicat să multiplayer-ul ca să mergi să te joci cu români, să cu străini și să vorbești cu ei și așa mai departe. Că în rest, multiplayer și single player te poți juca oricând vrei tu. Aici nu are nimeni cine să se bage. Și dacă ți-a luat bani pe multiplayer din cauza hack-ului, mai e partea a doua. Aici e pe riscul tău. Pentru că aici e un exemplu na. Știi cum e? Ai băgat hack-ul, ți-ai asumat atât. Da. Ei nu te pot opri. Nici aici. La fel ca nici pe GTA 5 online. Numai 10 de single player care chiar nici nu contează până la urmă dacă bagi hack sau nu. Că până la urmă e single player și... Înțelegi? Și la mă refer că... Na, nu trebuie să te afecteze cu nimic. Deci... După foarte multe chestii vorbite cu băieții, cu ăștia din clan, i-am explicat și la serie despre faza aia care a fost, am avut toată lumea știe, știi? Ca să știți, fondatorul de la West Frontier vă pot lua dreptul de a vă mai juca. Și nu merge pe dumă că mamă că... M-am înjurat că m-a... Uite-te mă, mi-a băgat și mie motivul că eu am înjurat staff-ul. Ce-am zis frate, băga-mi și pula în staff-ul tău ăla care face... Cum se numește... Stai că nu mai știu cum se numește... Preferințe? Ăla care vine la tichete când pe admin sau probleme? Ăla care banează playerii care efectiv... N-au avut nimic, până la urmă, că... Cam asta adevărul. N-au avut chiar nimic. Dacă aveam ceva cu el, mă rog, era altceva. N-a nimic. Și serie că asta a pus regulamentul că mama el vrea să fie corect. Păi da, frate. Asta e un pic dacă vine unul și începe cu mine și atâță. Că și asta o zic că mama, păi... Ți-a fost ziua și tu... Asta așa bui și ce a vrut să zic fac adminul să te apere? Nu, bro, dar stai un pic. Ce, am zis ceva de treaba asta? Nu. O căut așa aici, încet motive, ca să nu mă să dea vina pe mine, știi? Că mamă, că a fost băut și va accepta și... Mi-a cer scuză să mă pun în genunchi. Și am scris și în privat, bă, frate. Ori, până la urmă, termin, ori... Du-te acolo unde ești, că, până la urmă... Na, mă înțelegi? Deci, pe mine... Nu prea mă... Asta, frate, asta e și dacă m-am luat bani permanent și nu mai mi-l scoate. Da, asta e. Păi și am vorbit, efectiv, am vorbit și cu Chelbeto, fondatorul de la Wild West. A întrebat, bă, băiatul, bă, încă, deocamdată, un băiat de nota 10 și l-am întrebat, zic, bă, ți-o dat ăștia ceva scris? Că nu, că poate are un pic de treabă. I-am scris în privat la Serec, să face că nu vede mesajele, știi? Deși fii atent. Mare atenție. E liber. Deci, e liber. Cu... Cum îl cheamă pe ăsta? Cu Blue. Cred. Dacă nu mă înșel, cam e liber, știi? Păi și-ți dai seama că... S-a apărut unul pe altul. E și normal. Bă, oricum fac episodul ăsta. Totuși, ca să zic și până la urmă, să vedeți și voi despre ce e vorba. Că nu e nici ok ceea ce se întâmplă. Ca comunitatea de români să fie făcut un script în care să-ți dai bani numai că pa, că l-ai înjurat pe fondator. Păi stai un pic, frate, de fondatorul ăla ce face la rândul lui, mă? Păi banează, frate, fondatorul, nu bana playerii, mă. Playerul ăla, uite cum am explicat și eu la asta, zic, băi, fac stream, unul la mână. A început cu fază cu comanda aia de Andres, care te lasă în pulă gola. Mă scuzați pe mine de limbaj. Și... Nu s-a rezolvat chiar deloc. Că el nu poate să o scoată. Păi da, dacă nu ai scripter, înseamnă că nu știi să o scoți. Curt. După aia fază cu Flood, una din ele.
Acolo era asta altă poveste. Faza cu ăla care a venit și a început. A agățat un oameni numai ca să-i enerveze că știa de regulamentul ăsta că dacă începi să înjuri playerii, îi faci roleplay să se enerveze, cam ce te înjuri, cam poate lua bani, știi? Da, foarte frumos din cauza playerului ăla să te pute în gură, da? Dacă te uiți la acest episod, oricum te puteam în gură și înainte și acum. Și dacă tu consideri că e mai frumos treaba că caut scandal numai ca să dai bani la player, mi se pare de cea mai josă speță. Și stai liniștit că tu poate ai râs acum că eu m-am luat bani, dacă ar mai tot timpul să întoarce, da? Să nu uităm de faza că m-a pus după 6 ore de livestream, nu o să uit niciodată, să opresc live-ul, un admin, lazy de fapt, streamerul pulii mele, că el nu poate să-mi rezolve mie etichetul că sunt live. Păi stai pe frate, cum am scris acolo în etichetă, hei. Dacă se vede un streamer care are 4.000-5.000 de persoane pe live în momentul ăla, streamer mare, și băiatul are o problemă, trebuie să facă un ticket. Trebuie pe la mână să oprească live-ul. 3.000-4.000 de persoane pe live. Sau 4-5.000. Miram așa. Știi? Adică stau tot timpul și mă gândesc că de unde și până unde vine mentalitatea asta cu aia? Deci au majoritatea persoanelor de pe rete, mă, au totuși o vârstă. Cred că minim ar fi pe 18, pe undeva la grade de stat, mă refer și chestii de genul. Și când stai și te uiști, bă, când stai și observi, când stai și te cam gândești, mă, bă, dar de unde le vin în minte treburile astea, știi? Adică, da, și te gândești, bă, băiatule, dar tu, gen, vorbești serios cu mine sau stai să facem pe asta? Din prima m-am băgat cuțitul meu, băi, ești prost. W Homestead, ma'am. Te urmări să vă pun de murit. Mormă, dată e dracu. Am să luăm. Ești nebun la cap? Bă, ești prost? Ce-o avut ăsta aici, mă? Dacă între timp ne mai jucăm și așa un pic, că până la urmă n-ave nimic de pierdut, știi? Cum se de valoabile? Am valoabile. Ce să zic, că băiatul încă nu mi-a scris. Episodul ăsta oricum o să-l pun în caz de, știi, și o să-l am acolo. Pentru că știi cum e? De la când observ că prea să ajunge la ceea ce nu trebuie. E și normal că păi, stai un pic, știi? Adică, frate, să fim realiști, adică, eu, tu crezi că mințești pe cineva? Nu vrei să dai un ban? Spune acolo că te crezi buricul pământului că ți-ai făcut și tu un script. Și cam atât tot, mă înțelegi? Că în rest, nu e nimic. Dar la ei dreptul la player să mai joace. Și din câte am înțeles și astăzi nu prea sunt de unul singur care la care li se întâmplă treaba asta, așa că ce zic? Hai că vedem în caz dacă pe asta. Ia că am primit acum un mesaj totodată. Să vedem despre ce e vorba. Îmi trimite mie poză băiatul ăsta, fii atent.
Uite-te aici. Te întreb dacă ești la cunoștință cu chestia asta. Sunt perfect de acord, plus de asta și eu am ce am să spun, că dacă am specimene de asta la mine, să facem aceeași treabă. Deci, înainte am vorbit cu băiatul, da? Când... Cred că când vedeți voi treaba asta, videoclipul, cam pe atunci am vorbit. Dacă, na, adevăr că nimeni să se da, nici nu. Deci, ca să știți cum își bate joc cineva de băi ca și player. Că dacă aș fi stat să bat pula de ei, trebuia să fie altă treabă, știi? Dacă l-am întrebat acolo dacă mi-au un ban. Să vedem. Deci, tot o să ajung să stau să mă rog de el. Nu o să crezi tu, băiatul meu, că o să stai cineva să roage de tine atâta timp cât, știi, chiar tu crezi că totul se învârte numai pentru tine și cam atât, știi, pentru că ți-ai făcut scripturi. Să fie îmi realiști până la urmă, că nu pare adevărat. Deci, hai să vedem ce am găsit. Ce-s nimic. Dar pe unde e asta? Examine. Ia să vedem. Am găsit în Jolly. Ok. N-am înțeles să caut valoabile. Nu știu ce-s nebunele astea. Deci în casă nu e nimic. Aici nu e nimic. Mai avem... Mamă, înțeles. Ok. Da, mă, ăștia fă gang de ăla de hoți și de asta. E că pe că am întrebat, păi, na, ce mi-au, păi mi-au un ban. Și acum foarte, foarte greu răspunde, știi? Păi da, pentru că, știi, ce zice, bă, că bă, ce vrei, frate, vrei să-ți dau bani? Dacă și întreb așa la Caterin, că știi? Vrei să te răsplătesc cu bani sau cu ce? Adică vrei să te mituiesc ca să pot eu juca pe server, pe un server, de fapt, pot să vedeți România. N-am să crezi tu atunci. Numai așa, la Caterinca ar mere, știi? Să fac să mai râdem de câte unul de ăsta. Și nu e problemă, că așa cum e episod, așa îl postez tot, mă înțelegi? Pentru că nu mă retrag niciodată, da, frate. Asta e, ce vrei să-ți fac? Da, fii atent că am scris. Stai că am 4 minute, 4 minute. Dacă tocmai ți-am specificat și am demonstrat că nu ne dăm bani global personal, ci ei acceptă și nu vor ca jucătorii sunt de pe serverul lor. Ok, mersi. A fost pe... Ești primul cu care stau personal să demonstrează această chestie. Să înțeleg că totul a fost pe degeaba. Uite, frate, atât a fost și cu redemul, ce să zic, mi-a plăcut în... cu cine am stat și am povestit că ești cam degeaba oricum. Ți-ai făcut scripturi și tu nu poți să așa, vezi? Stai cum ar fi ban permanent, du-te în pula mea, mă înțelegi? Altceva nu mai ce să mai faci. Deci îți pierzi numai timp, crede-mă, și cel mai bine, eu unul vă și recomand ce puteți să faceți. Acum, că se supără cine se uită la videoclip, că nu se supără, eu pot să zic pe față, cel mai bine, tată, ai luat hack-ul și încep să te distrezi, că până la urmă, că văd că cam asta poți să conteze, deci, eu încearcă să nu aducă în ghilimele, da, deci să nu aducă GTA 5 pe, adică 5M-ul pe RDM și uite că tot asta o să ajungă, știi? Și no, mă rog, mi se face greață foarte, foarte mare în legătură cu treaba asta și oricum o să le fac așa, și așa l-am făcut o reclamă, deci nu mă... Nu, ce am zis acolo, să înțeleg că tot a fost pe degeaba, zice, nu a fost să-ți demonstrezi să-ți arăt că ceea ce spui tu
Da, mă, că aici e player, ce e aici? Am auzit player, mă. Cât am primit? Nice, 16. Asta 33, 15 dolari. Bun. Dacă vă citesc, am o... Nu mai dau alt tablă. Intră pe telefon. Jocă ăștia pe aici. Îți arăt că ceea ce spui tu nu este corect și că ei nu vor în cazul de față să intre la ei pe server, ci nu noi. Aha. Bineînțeles că apoi raporta de noi cum și de și dacă raportează un jucător, nu îl primim nici noi. Sunt, n-am înțeles ultima fază. Și nu noi. Bineînțeles că apoi raporta de noi cum și ei dacă raportează un jucător, nu-l primim nici noi. Am înțeles. Oricum. Oricum. Stai. Oricum e pierdere de timp. Și cu tine și cu toate cripturile tale. Tale. Hai că dăm bloc, oricum nu mai... Nu mai contează nimic până la urmă. Atât a fost tot. Da. Te zice că nu mă primești pe server când eram voice. A, m-a blocat, e bine. Foarte frumos. Pe servere de RDM și fondatorii care îți blochează accesul să te mai joci. România, nu? Ați transformat RDM-ul direct în 5M. Marș. Asta e. Nici nu mai cu cine să mai povestesc, ne. Du-te cu aia, mă piși pe voi. Dacă începe cu flood-ul, asta e. Deci, n-ai nicio treabă. Asta e. Ce zic, multă moi la blue. Și la ceilalți, că se vede că au fost niște căcați de oameni. Și ce zic cu aia? Că au video clip și îl pun pe internet, că până la urmă asta e. Bă, că nu prea să mai merită ăștia a juca pe serverul de România. Nu e nicio problemă, că stai liniște, că ne găsim altceva. Nu e nicio problemă. Măcar mă duc unde nu creează... stai, scoate-mă pe mine. Scriptere în așa fel încât să... te baneze pe tine. Se mai pormânește, pune control. Și cam atâta poate să facă și asta e. Știi? Niște căcați de oameni, căcați de fondatori. Asta s-a întâmplat la început de 5M. Toată povestea asta s-a mai început odată, dar pe 5M. Deci, nici eu răspund nu am. Tot eu am picat cel de bine. Că tot eu stau și... Să fac o rezumat acum, tot eu am stat și am răbdat toate căcaturile serverilor, da? Adică Poldera West. Timp de 175 de ore, știi? Și ce vreau să zic? Oricum o să dăm la poliție. Treaba cu... dacă se începe cu plodul. Începe să împarte și un altă și așa mai departe. Așa că, guys, ce vreau să vă zic, cum mă spor la cei care vă jucați RDM. V-am pupat, atâtea ne-am fost și nouă cu RDM. Sper că v-a plăcut. Sper că ți-a plăcut și episodul ăsta și nu uita de butonul de like și subscribe. Că văd că cam pe degeaba încep. Dacă nu, decartai niște bănuți.
Poate dacă te iertai niște bănuți, scuze mă pe mine de exprese, poate te iertau băieții, știi ce zic? A, în fine, vezi, pierzi timpul cu aia. Vezi, pierzi timpul. Deci, voi nu contați. Dacă vreți să vă jucați bine, dar să știți că odată și odată tot o să vă puteți lua bani. Permanent. Global, de fapt. Păi, redem. Cu asta am terminat episodul, cu asta am avut ceea ce am avut de zis. Îmi pare rău că am investit atâta timp, îmi pare rău că am stat și m-am jucat, îmi pare rău. Ceea ce nu-mi pare rău, deci subliniez, ceea ce nu-mi pare rău e persoanele pe cine le-am cunoscut. Roleplay, am fost și la infracțiuni, medici, poliție și mafie. Că, mă rog, poliție și mafie erau schimbate, dar să înțelegem. Nu e nicio problemă. Așa că v-am salutat. Episodul ăsta o să apară cât mai repede. Posibil. Că cam trebuie să apară cât de repede. Mă înțelegi? Cred că undeva pe mâine să-l postez. Așa că învățați să fiți căcați. Mă scuzați pe mine de propoziția pe care o dau. Mai permanește, playerii de pe Redem sunt niște căcați pentru fondatori. Cur și la subiect. V-am pupat. O să rămâne la să aveți continuare și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!